Salutare! Și bine ați venit într-un nou vlog din cealaltă China, adică din Taiwan. Am ajuns aici din Beijing, un zbor foarte de dimineață. Drumul până la aeroport în Beijing a decurs mult mai bine decât ne așteptam. Aplicația de taxi nu... N-a dat greș. Da, și am ajuns foarte, foarte devreme și am stat foarte, foarte mult timp în aeroport. Suntem aici, asta este ziua noastră de odihnă, mergem, refacem bagaje, mergem să mâncăm și cam atât, n-avem alte planuri. Poate cumpărături. Pentru deci, că o să urmeze mai multe aventuri în zilele următoare. Da. Și de aici, din aeroport, avem mai multe variante cu care să ajungem în oraș. Noi să încercăm High Speed Rail-ul, adică trenul de mare trenul viteză. Trenul Express, că, de fapt, de la express. Aeroport. Poate reușim să mergem și aici cu un tren express, pentru că în China nu ne-a reușit. Dacă ați văzut vlogul... Aici o să mergem sigur, că am cumpărat bilete deja pentru zilele următoare. La zidul chinezesc am vrut tot așa să mergem cu trenul și nu a reușit. Și am revenit într-un loc în care merg cardurile. Ia să vedem, până la Main Station mergem noi. Care e Main Station? Scrie numai în chineză. Și engleză? Stai. Da, prea selectată engleză. Băgăm translate-ul. Am revenit în internetul ăsta în care suntem cu toții. Dar scrie sus, Răzvan. Stai pe Main Station 100... Dar nu am 160. Scrie 150, stai pe Main Station. Ok, apas 150. Două persoane. Dar nu vrea decât bacnote. E posibil celălalt fie cu card. Ok. Revenim. Am revenit de la aceeași mașină. Uite acum mergem. În engleză. Pe care am încercat-o aici. Pentru alt tip de... Acum merge în engleză. Și acum merge în engleză. Da, nu știu ce am făcut eu. 300 de... Din ăștia înseamnă undeva la $9. Deci 45 de lei. Ceva pe acolo. 40-45 de lei. A dat bag bine. Credeam că am băgat din aia de 1000. Și am primit bilete. Ales biletele. E cu token. Da. Gata. Drăguț. Gata. Noroc cu cash-ul. Tocmai ziceam că ținem de el că o să mergem undeva în munți și poate acolo nu merge cu cash, dar mie să n-avem vreo surpriză și în Taipei. Da, am găsit și counter în care se cumpără bilete și pare că aici ar avea POS. Dar hai. Am crezut că nu se ia tokenul ăsta. Probabil dar aparent e cu RFID. Și doar l-am scanat la turnichet și ne-a dat drumul. Probabil o să-l băgăm la final. Primul semn de civilizație după cum stau oamenii la coadă, gen înșirați fix pe locurile care trebuie. Când îți fac și la noi așa oare? Ca idee, metrou ăsta e diferit față de cel de commuter, cum îi zic ei, doar prin simplu fapt că oprește mai puține stații. Deci voi simți undeva pe net că prețul ar fi același. Da, și e posibil să fi putut să urcă și în celălalt. Da. E aceeași chestie. Dar scopul nostru este să ajungem cât mai repede la destinație, deci ăsta a fost fix ce trebuie. Metroul de principiu arată ca un metrou normal, de fapt ca un tren mai degrabă și destul de aglomerat. Așa cum vă ziceam, scăpăm de jeton la ieșire. Vedem? Ne-a dat drumul, înseamnă că la biletul bun. Și am nimerit biletul. Și am mers până unde trebuie. Cred că e prima dată când văd chestia asta. Erau niște business de bagaje ca la aeroport, undeva în spate. Și aparent, dacă mergi cu una dintre companiile de acolo, chiar și China Airlines, deci nu am putea face chestia asta. E și Air China acolo? China Airlines. Nu e aceeași chestie? Nu. Nu e aceeași chestie. Nu putem face asta. Poți să-ți faci check-in-ul și să-ți lași bagajul de aici. Deci să-ți lași bagajul la gară. Și să-l duci până la aeroport. Cum v-a zis, aici avem acces la internetul global. Doar că o să mergem în continuare cu cartelele de la Nomad, pentru că sunt valabile și aici. Deoarece erau foarte scumpe SIM-urile
aici în, în Taiwan. Adică un, un SIM pe 3 zile era în jur de 10 dolari, cu nedelimitat, ce-i drept, dar da, noi aveam nevoie decât de 7 zile și trecea de 20 dolari de fiecare. Așa, mă rog, ne-am luat 5 giga de la Nomad cu 17 dolari. Și primul aspect care ne-a lovit când am ieșit la suprafață de la metrou e vremea. Umiditatea. Deci e o umiditate foarte mare în aer, nu e atât de cald, dar e o umiditate extrem de mare. Și acolo în spate se văd foarte multe blocuri. Și agitație, e gălăgie, e nebunie. Are un vibe de țară asiatică, de metropolă asiatică. E ceva diferit față de ce am mai văzut noi. Mă aduce aminte de Bangkok. Da, deci am schimbat climat total. Cred că deja am transpirat. E umiditate, e foarte cald, așa, prima impresie. Da, Taiwan e mult mai la sud decât Beijing-ul. Am zburat 3 ore până la urmă, deci da, e ceva. Camerele de hotel, ca în Asia, în general, la, nu știu, orașele astea mai dezvoltate, e foarte mică camera. Și ce mai mă înălțește pe mine cel mai mult e chestia asta, afișul ăsta de aici, care zice că locul ăsta e un hub de transport și că e posibil să fie gălăgie. Așa că ne-au dat o pereche de, de dopuri de urechi. Și nici view-ul nu e cel mai bun. Ei, de tare. Ne vedem cu vecinul de lângă și am mutat geamurile. Dar plănuim să stăm aici cât? Doar în noaptea aceasta. Și mâine la 7 dimineața plecăm, așa că... Așa că e fix ce trebuie. Da. Și n-am stat mult la hotel. Ne-am pachetat din nou bagajele. Ne-am refăcut bagajele, că erau împachetate. Da, și... am păstrat o parte din ele. Și acum căutăm să scăpăm de acest troller. Să-l lăsăm 2-3 zile, de fapt, o să-l lăsăm. 3 zile, pentru că vom pleca în munți. Plecăm doar cu ghiozdane, nu vrem să cărăm trollerul cu noi, da. Vai, cum am mai zis, e foarte mare haos. Deci e atâta agitație și oameni și mașini și tot. Cumva la asta mă așteptam și din China să... Cumva la asta mă așteptam să găsim și în China. Dar pare că Beijing era mult mai liniștit. Era... Mai puțin la obiectivele turistice. Mă așteptam la asta. Să vedem și celălalt oraș din China, cealaltă pe care o să-l vedem. Eu zic că o să fie mai haotic sau mai cu zgârie normal, cu mașini zburătoare, cum voiai tu. Și cam așa arată gara. Și clădirea asta care se vede toată asta mare. Ar trebui să fie gara și acolo se văd și câte grade sunt. Nu se mai văd câte grade sunt. Au 38 de grade. Și nu știu dacă se vede cât e de mare. Dar da, nu cuprinde camera. Și în spate schimb, cât de mari sunt clădirile. Pare o zonă tipică gărilor din Europa. Foarte mulți oameni ai străzii care pare că stau aici. Și acolo avem câțiva. Vedem din nou aceeași chestie cu zgârie nori și sărăcia la parter. Hello. Hello. No. Want to... Room. Ne arată ceva. Pizza, 50. 50. Okay. Okay. One day. Not to 24 hours, one day. One day, okay. Trebuie să vedem până în 19.30. If you want for... Okay, ne ia banii. Okay. Aici. Hai că ne-a luat domnul la prea repede și... Și nu, eu una nu înțeleg accentul lor, pare că Răzvan îi înțelege mai bine decât mine. A zis name de 3 ori, dar nu suna oarecum. Nu oarecum. Sună name, la fel ca nu v-am spus, dar stewardul de când ne-a dat micul dejun, deci n-am înțeles decât Chinese și zicea ceva, omle. Și mi-a luat ceva să mă prind că era omletă, dar după ce mi-a dat-o, am ales-o pe aia, așa e, ok, ce-o fi, o fi. Așa și nenea ăsta, a zis el name, da, la mine nu suna name. Deci pare că nu e până, oricum nu puteam să venim după el pentru că ne întoarcem destul de târziu. Așa că o să-l plătim 4 zile, e pe zi, nu pe 24 de ore. Gen, începem de azi, l-am lăsat până în ora 8 azi, deci plătim toată ziua de azi.
Și în ultima zi o plătim din nou toată, chiar dacă ne-am întoarce până în ora cât e acum, așa, 4. Și am plătit 50 la început. 50 pentru prima zi, este un bagaj mediu. 3. Da, se plătește prima zi în avans și restul când ajungem. Și... A fost, deci 50 și după aia 50 pe zi. Da, deci mai plătim 200. Care înseamnă vreo 30 de lei? 30 de lei, cam așa, pe 4 zile. E ok, oricum, e mai mult decât decent 30 de lei să-ți țină 4 zile un bagaj mediu. Mamă, uite-te un pic cum arată acolo. Îmi dă o imagine de ce am mai văzut la alții în poze în din Hong Kong, da. Așa, per total, tot ce am văzut până acum. Iar, cum am mai zis, e discrepanța aia foarte mare între blocuri de genul ăsta și blocuri înalte de sticlă. Și dacă întoarcem un pic camera, se vede acolo, dita mai blocul de sticlă. Se vede că... A, e un copac. E copac. Și acolo e. Cred că e genul ăla de oraș în care poți să arăți și doar sărăcie sau doar bogăție, dacă vrei asta neapărat, dar de fapt este un contrast total. Da. Sunt mult mai multe scutere aici față de ce am văzut în China. Și mult mai puține biciclete. Și toate sunt pe benzină. Da, și mult mai mult miros de benzină motorină. Da. Dar e spunitor specific de la plecarea la semafor, când pleacă toate scuterele. Am ajuns ca prima noastră oprire, deși am spus că nu facem nimic astăzi, dar e ok. Ca prima oprire am ajuns chiar în Piața Libertății și ca să vă fac o prezentare de 365 de grade în spatele... 360. Scuze, 360. Într-un cerc sunt 360 de grade. Am mai pus 5 de la ea. Da, nu știu de unde, 360. Spatele meu, memorialului Chiang Kai-shek. 90 de grade la dreapta. Avem Teatrul Național din Taipei. Ne mai învârtim 90 de grade la dreapta și avem Arcul Libertății. Și ne mai învârtim încă o dată și avem Sala de Concerte Națională din Taipei. Inițial, când am văzut, când am intrat aici, atât sala de concerte, cât și teatrul, am crezut că sunt temple. Da, au o structură de temple. Posibil să fi fost pe vremuri, mă gândesc, sau doar să fie construită în acest stil. S-ar putea să fie construită în stilul ăsta, pentru că par destul de noi. Nu cred că sunt recondiționate. Dar cine a fost acest Chiang Kai-shek? Pentru că are un memorial foarte mare. El a fost liderul care a condus Partidul Naționalist din China, din prima China care a existat, de la 1912, după căderea dinastiilor, după căderea împăraților. Acest Partid Naționalist a avut parte de un război civil cu Partidul Comunist, în principiu pe China continentală, război care s-a terminat în 49 cu victoria Partidului Comunist, care i-a împins pe acești naționaliști pe insula Taiwan, unde și-au înființat propria lor țară, care printre altele în ziua de astăzi nu este recunoscută de către China și de fapt drept nu este recunoscută de foarte multe țări, printre care și România. Ea are relații diplomatice doar cu 11 țări, ONU plus Vaticanul. Da, acest Chiang Kai-shek a condus din 1929 până la moartea sa în 1975, atât partidul cât și armata Taiwanului, să zicem, care nu exista până în 49. Deși nu e recunoscută de România, Taiwanul ne lasă să intrăm fără viză. Tot ce trebuie să faci este să completezi o hârtie pe care ți-o dă în avion, sau dacă ești ca noi și nu ai pix la tine, poți să completezi și online, ai un QR code pe care îl scanezi. Ai Wi-Fi gratuit în aeroport care merge și da, îți dai datele acolo și cam aia e, te lasă intri în țară. Din serie lucruri pe care le găsești în Taipei. Este o broască testoasă, cred că a fugit din ocean și mă încerc să se întorc înapoi. Da, 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 a trecut tot orașul. Nu știu unde știi că nu. Pare că are treabă. Cât mai e un pic de lumină, am fugit repede, să vedem și... Taipei 101. Are cea mai emblematică clădire din Taipei. E foarte,
foarte înaltă. A 11-a. Cea mai înaltă clădire din lume, deschisă în 2004. Da. Și la momentul respectiv era cea mai înaltă clădire din lume. Era, dar a până fost... Până când a fost detronată de Burj Khalifa din Dubai. Da, și detronată de multe altele după. Mă uitați încă majoritatea clădirilor, mai puțin Burj Khalifa și cred că încă una sau două, restul toate sunt în China. Deci China stă foarte bine pe clădiri înalte. Taiwan se pune ca China? Depinde pe cine întreb. Planuim să o vizităm, dar nu dar seara asta. Dar asta într-un vlog viitor. Așa că trebuie să rămâneți aproape de noi, să dați acolo subscribe, ca să fiți la curent atunci când postăm următorul vlog. Spre deosebire de Beijing, pentru că cu asta facem comparație, aici am văzut mai mulți turiști străini în comparație cu cei asiatici. Și nu atât de aglomerat, nu a fost atât de aglomerat precum în Beijing, la singurul obiectiv turistic la care am mers. Am dat și aici de aglomerație de pe lume, în mall-ul de lângă Taipei 101. Undeva acolo avem clădirea, sper să se vadă. Aici este o bucată de mall în interior și aici restul de mall afară. Parcă ar fi mai multe magazine de mâncare pe aici. Cam astea sunt prețurile la roboți. Nu știu exact cât sunt în România, dar unul dintre ele de aici pare fi 5.000 împărțit la 7, cam 700 și ceva de lei. Și celălaltul, plusul, e 1.000. Și acum ne mai îndreptăm spre un magazin, nu cheltuim nimic astăzi, stați liniștiți, nu vedeți shopping în acest vlog. Nu-i așa? Nu știu, vom vedea. Depinde de prețuri. Hai să trece strada. Hai că te-am înjurat de... Te-ai pus tu să treci. M-am jurat? Te-am jurat cu siguranță ăla. Da, era deja oprit. Da. Și dăduse să plece. Da, magazinul la care vrem să intrăm e Apple. Pentru că noi nu avem Apple în România. Dar oare se intră pe aici? Da. Dacă deschizi ușa, da. Clădirile de acolo îmi dau vibe-ul ăla de Dubai. Și în Singapore am avut aceeași... Nu în Singapore. În Singapore? Sau în Oslo? Am avut același vibe. Mă rog, probabil pentru că Dubai a fost și primul loc pe care l-am vizitat cu clădirile astea înalte și probabil rămâne etalonul. Și am ajuns și la potențialul loc de mâncat în seara la asta. La Lin Xiang Night Market. Sunt de multă lume, dar să găsim ceva de mâncat. O shawarma. M-a trecut prin cadru. Ca peste tot în Asia au cultura street food-ului. Și mirosuri specifice. Dar nici nu știu ce să aleg. Rămân am zicea să fac cu ochiul. Am văzut niște prăjituri foarte drăguțe acolo, dar vreau mâncare. Mâncare, las prăjiturile. Uite fructe tăiate. Da, boluri de fructe. Mă rog, pahare de fructe. Dar trebuie să găsim ceva de mâncare până una alta. Și am noodles, ceva noodles sau orez. 70-10 lei. Stă carnea aia acolo. Arată bine, dar aș face pe grătar. Ai văzut ceva? La restaurantul ăsta e destul de plin. Cum? La restaurantul ăsta e destul de plin. Clătite. Ne oprim la un restaurant din ăsta? Uite aici, ceafă de porc. E ribeye. Mamă, dar miroase rău. Aleu! Suc de trestie de zahăr. Asta ce e? Suc de trestie de zahăr. Așa, dai trestie de zahăr. Niște frigărui. Frigărui. De astea de care am mâncat și în China. Păi nicile astea sunt bune. Beijing. Am mâncat la zidul chinezesc.
La zid, nu? Parcă am mâncat. Doar că erau picante. Și ceva mai puțin apetisant, gâți de rață? Gâturi sau gâți de rață? Nu știu, ceva ce eu n-aș mânca. Arată foarte rău. Rău de tot. Așa că continuăm. Mi se pare fenomenal cum bagă haine printre mâncare sau mâncare printre haine. Și îți cumperi haine direct cu miros. Nu știu ce să mâncăm. Așteptam să fie un pic mai multă mâncare. Sunt mai multe haine decât mâncare. Exact. Lucru pe care nu-l vezi tocmai zilnic. Creveți vii. Deci cele mai multe ori, mă rog, la noi nu cred că am văzut vreodată creveți vii. Am mai văzut în Thailanda, dar erau pui foarte mici. Așa e destul de mari. Vreau cum scoate domnul ăsta biruțele. Parcă le scurge de ulei înainte să le scoată. Așa că încep așa mici, oare? Să fac mari? Așa, dexteritatea are băiatul ăsta la bețe. A, nu, cred că salt modelele mici. Dar are aceeași tehnică. Da, ne-am oprit la street food. Card? Card? Da. Card? Da, Răzvan vrea să dea cu cardul, nicio șansă. N-am zis dacă se poate plăti cu cardul sau nu. Aparent e 50, un crenguștel din ăsta, aia cred că e cârnat. Cât vine? 7 lei. Am mult pentru un cremuș. Da, bine, sunt cărcotașă acum, că să fim serioși, ce mai cumperi la noi cu 7? O să comandăm cu poza, pentru că nu știu, zic, are două variante, aceleași chestii, una cu mai multe, una cu mai puține. Și, na. Hello, I want one of this? Small, small. Hai că știi și engleză. Deja ai pus etichetă, doamne. Partea nașpa e că au foarte multe monede. Au monede de 50? Da. Interesant. Deci cea mai mică monedă e de 7 lei. Ceea ce înseamnă că o să mă zdrângă vacanța asta tot în buzunar. Apare ne luăm singur restul. 50? Yeah, okay, thanks. Thank you. Bye. Și dacă am zis eu bine, sunt cartof dulci. Iuca, de fapt, că ei asta numesc cartof dulce. Și după ce am de creveție, eu credeam că sunt pentru mâncare, dar nu, aparent, nu știu. Cred că e un joc sau ceva în care trebuie să-i pescuiești. Au niște bețe cu cârlige, încerc să pescuiască. Mamă, ce malefici. Și în spate sunt pești și în partea stângă sunt pești și brusc se testoase. Deci pescuiești la acvariu. Da. Următoarea pe listă e chestia asta. Hello, I want one? 80. You want spicy? No. 5 minutes, ok. Trebuie să așteptăm 5 minute și pentru Cristina am cerut să nu fie spicy. Yay! Acum că ne-am făcut stocul de mâncare, am vrut să mâncăm undeva acolo, dar nicio șansă, doar pe bordură și am zis că totuși și nici pe bordură. Asta. Nici pe bordură nu prea era loc, da. Nici pe bordură, doar să ne oprim în altă parte pe bordură și am zis că nu e frumos. Da, așa că o luăm spre hotel și revenim de acolo cu impresii. Deci, ca să facem o recapitulare la cena de mâncare în seara asta, avem așa, avem frigăruia asta în formă de cârnat. E un cârnat pe frigăruia. E un cârnat. Pâinica asta cu ceva carne și legume. Arată destul de bine. Aceste buns, cred că sunt cu carne. Sper. A zis că sunt cu carne acum, sperăm că mi-a mințit. Am mai luat o dată țeapă. Chestia asta de cartof dulce, de yuca. Și un desert, de fapt două deserturi, o clătită cu ciocolată și niște fructe. Pe toate chestiile astea de aici am dat 285 de dolari taiwanezi, care vin undeva la 40 de lei. Nu știu, e mult, e puțin? Ziceți-ne voi în comentarii. Eu mă așteptam să fie mai scump. Și acum o să facem și o degustare.
Mai e cald? Asta nu mai e așa cald. Mai prinde usturoi. De ce am luat usturoi? Tu ai făcut alegerea asta. Tu mi-ai insuflat alegerea asta. Ia să vedem asta. Are o biluță de carne în ea. Și foarte multă pâinică. O chifteluță. Chifteluță, da. E foarte bună, nu știu cum fac pâinica asta, bansurile, dar sunt foarte bune. Asta. Asta nu știu un gust. Mă simt ca la șef la cuțite, când mi-a venit aici farfuriile și fac acum degustare la toate. Cum e? E bună, dar e un condiment ceva, cred că indian, dar n-aș ști să vă zic ce e. Și desertul lăsăm la final. Hai să mănânci și Cristina. Și acum partea de dulce mi-a revenit mie. O să încep cu fructul. E un fruct pe care noi l-am văzut de multe ori, dar nu l-am încercat, nu știu de ce. Nu a fost să fie. E tăiat acum. Vă lăsăm și o poză pe aici, pe undeva. Wax apple sau măr de ceară. Aș vrea să aibă gust de măr. Are gust de măr? Da, dar e un pic mai diferit, nu știu. Are o structură diferită. De ce are? Mm-mm. Parcă e mai zemos decât un măr, dar e bun. Parcă îmi place mai mult decât mărul, că eu nu sunt mare fan mere. Și clătituța cu ciocolată. Aceasta. Roti, cum le se zice roti, pe aici. Roti, de fapt. Da, mă rog, roti înseamnă orice a luat cu ceva. Aici nu știu exact ce review poți să dai, că e doar niște topping de ciocolată pe o clătită. E bună în clătită. Era și mai bună dacă era caldă, că s-a răcit și s-a întărit, da. Aia. Și acum că am terminat și cu mâncarea, terminăm și cu vlogul, trebuie să ne băgăm la somn pentru că mâine plecăm în munții de aici din Taiwan. Așa că voi dați-ne un subscribe, un like, un comentariu, dați vlogul mai departe și la alții. Dați și un follow pe Instagram, underscore choose to travel, și pe TikTok choose to travel. Până la următorul vlog, pa!